Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fierți pe idei de afaceri, căutăm peste tot afaceri. O nouă idee, streaming video când dormi. Adică transmisiune live când dormi, ci că îi ajută pe cei care au insomnie. Ce ai văzut? Am mai văzut asta. Da, unde? Pe TikTok, dar am dat și noi o știre la un moment dat. Că în funcție de ce cadouri faci celor care dorm acolo, da? Îi bâzi, îi deranjeze sub tot felul de formă. Da. Nu, asta este pur și simplu de adormit. Că te uiți la cineva care doarme și îți vine somnicul. Nu se întâmplă. Eu mie, când mă uit la TVR la domnul Ciucă, mai are câte o declarație. Acum TVR-ul transmite meciuri și cu comentariile alea nu poți să dormi. Da. Da. Se crede că funcționează precum căscatul. Căscatul știm că e contagios. Așa e, da. Aparent și cu somnicul este puțin la fel. Că îi vezi pe unii dormind, te iași pe tine somnicul. Important e, domnul Zafiu, dacă înțelege ce vreau să spun, să nu-i și auzi când ce, dorm. Ce vrei să spui? La motocoasă. Ce vrei să spui? Nu înțeleg ce vrei să spui. Unii tiktokeri care transmit live somnul lor, care își transmit live propriul somn, câștigă mii de dolari lunar. Băi, ești nebun? Uite, Luca, ce zici de asta? Eu pot să transmit stand-by, nu... Adică cum stand-by? Când stau... Când stai și nu faci nimic. Da. Stai mult și nu faci nimic? Da. Să... Și ce inspiri tu oamenilor? Când... Relaxare. Da. Uite, ar fi o idee. Să știi. Da? Da, uite, gata, asta mă apuc să fac. Uh-huh. Dar ce trebuie să fac? Practic, să îți iei un mic echipament. Mic echipament. Așa. Un stativ, să-ți pui telefonul pe stativ, să știi să-l alimentezi. Dar poți să-l fixezi ca pe lămpași, așa, în frunte, că gen eu am... Numai fața ta când stai? Da. Eu practic am... E o față specială când stai și când nu stai, că nu... Eu mă mai mișc când stau, știi ce zic? Adică nu stau... Eu mă mai mișc când și atunci am nevoie de... Bă, eu mă bag la faza asta cu transmisul în direct, da. Dar fără sunet, exact cum zice Vlad. Fără sunet. Este o tiktokeriță, de exemplu, se culcă în fiecare seară la 9 fix, ăsta e program. Atunci așa. Începe, deci se dă ora exactă, că la orice transmisiune trebuie să ai disciplină. Uh-huh. Trebuie să ai frumos, cum să știrile încep la 9, așa începe somnul la ora. Da. Adorme în 15 minute, dorme tu în 8 ore, până la 10.000 de fani o urmăresc toată noaptea. Sunt curios dacă doarme dezvelită sau aveți ceva. Aveți cont de TikTok? Da. Uneori încearcă să mai și converseze cu abonații un pic înainte de a se băga la somn, dar ei își pierd repede răbdarea, scrie insider.com, și îi cer să se bage în pat. Da, culcă-te că îți prima tâmpenii. Da. Deci ca în copilărie, când îi trimitea mama la culcare, deci era ceva interesant la TV, are aproape jumătate de milion de abonați, prieteni. Este... Aproape cât mine, am 16, acum am verificat, am cont de TikTok și am 16 urmăritori. Ia, aș putea să fac și eu asta, că și eu am cont de TikTok, e adevărat că n-am postat niciodată absolut nimic, practic mi-am făcut cont de TikTok ca să mă uit la bucătari cum fac rețete. Deci dacă îmi dați follow la contul de TikTok și ajung să pot să fac live, fac și eu asta într-o seară. Deci eu am 78 de followers, 78 de followers și curios lucru... Zero like-uri în condițiile în care totuși n-am postat nimic. Puteau să dea like-uri și fără. La ce? N-au la ce. Da. Deci eu mă bag dacă fac abonații ca să pot să fac live-uri, fac într-o seară chestia asta. Ce să punem noi pe mă TikTok? Bag public. Nu vreți să punem... Talibanul 04 mă urmărește deja. Da. Fiți atenți, am 17 followers. Unpacking. Aș vrea să-i salut și eu pe followers-ii mei. LGM77, SMMDS, Monica Cireșica, Zanu Zaduche și etc. etc. Ei sunt numai ultimii. Aha. Pe care mă urmăresc. Da. Ce mai vrei? Deci sleep influencer. Gata, mă, eu mă fac, am vorbit serios. Și Luca se face stand influencer. Da, mă, da. Practic... Eu cu ceva nou pe piață. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.